Viceprimarul municipiului Târgu Jiu, Iulia Vână, spune că începând cu 17 mai, timp de o săptămână, târgujienii vor avea parte de un program în premieră. Manifestările cele mai de amploare ar fi începând cu 17 până în 25 mai, zilele orașului, așa cum am mai spus, a 14-a ediție, unde anul acesta târgujienii vor avea parte de foarte multe surprize. Programul va fi, o parte a programului va fi în premieră și sunt sigură că se vor bucura de el toți locuitorii municipiului Târgu Jiu. Nu o să vă dau toate detaliile, o să vă spun doar că sâmbătă în 17 mai va fi deschiderea oficială a Festivalului Național de Teatru. Vom avea o premieră spectacolul Cehov, Teatrul Dramatic Elvira Godeanu Târgu Jiu. Duminică vom avea de asemenea un spectacol de teatru, Spionul Balcanic, Teatrul Mic din București cu Dan Condurache, Coca Bloș, Mihai din Vale. Autoritățile locale din Târgu Jiu spun că parcul de distracții pentru cei mici va fi organizat tot pe insuliță. O serie de alte activități extraordinare, așa cum știm din fiecare an pe parcursul zilelor orașului, manifestările sunt foarte diversificate și pentru toată paleta de gusturi și de vârste. Vom avea de asemenea pe insulița Jiului organizat parcul de distracții, unde toată lumea va putea să vină cu copiii, se va putea servi un mic, se va putea servi o bere și atmosfera va fi foarte, foarte frumoasă. Vom avea muzică populară, vom avea muzică ușoară și programul sunt convinsă că va satisface pe toată lumea. În fiecare an ați venit cu noutăți în ceea ce privește zilele municipiului? Anul ăsta chiar vor fi niște lucruri care se vor face în premieră, dar așa cum am zis, care nu vreau să vi le spun acum, pentru că unele dintre ele vor fi și surprize.